double digit thousand. Lora pleacă de la Vorbește Lumea. Anunțul a fost făcut la finalul ediției emisiunii. Artista a spus că își dorește să se axeze pe muzică, prima ei dragoste. Vreau să vă mulțumesc că am putut fi în contact cu showbizul, dar datoria mă cheamă, mă așteaptă publicul. Petrec multe ore la studio, cred că este o veste tristă pentru admiratorii mei, dar bună pentru cei care îmi admiră activitatea muzicală. Oricând ai loc în această echipă minunată, a fost răspunsul lui Cove. În plus, Lora face un rol spectaculos în filmul Pupomă 2, Mireasă nebună, film care va avea premiera în cinematografe pe data de 15 august, însă Lora și mulți alții vor fi prezenți la avantpremiera specială a filmului la Grădina de Vară, în Herăstrău pe 30 iunie și 1 iulie, de la ora 20 fix. Momentan nu se știe cine va apărea pe micul ecran în locul Lorei alături de Cove, însă cu siguranță Lora are porțile emisiunii deschise. Cel mai probabil pentru diva a fost obositoarea trezirea constantă de dimineață sau aceasta ar urma să încaseze venituri mai mari din muzică.